Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Iată o știre care credem că ar trebui cercetată, analizată mai atent, pentru că s-ar putea să aibă efecte asupra vieții fiecăruia dintre noi. Poate ați auzit, zilele trecute a fost dată, economia României a frânat puternic în primul trimestru al acestui an. Creșterea a fost de numai 0,1% față de trimestrul anterior, adică ultimele 3 luni din 2022. Este cea mai slabă creștere economică anuală a unui trimestru din ultimii 2 ani. E important de spus 2 ani. Nu uitați că abia am ieșit dintr-o pandemie care a afectat profund economiile globale și inclusiv pe a noastră. În același timp, datoria guvernamentală, adică banii împrumutați de stat, datoria guvernamentală a crescut la 50,1% din PIB, de la 49,2% în ianuarie 2023, adică România s-a îndatorat din ce în ce mai mult. Există o lege, legea responsabilității fiscal-bugetare, care prevede că guvernul trebuie să prezinte acum, pentru că s-a depășit nivelul de 50%, trebuie să prezinte public un program pentru reducerea poverii și trebuie să înghețe cheltuielile cu salariile din sectorul public. N-am auzit nimic în sensul ăsta deocamdată, dar poate nu suntem noi informați, o fi fost anunț din partea guvernului că s-au înghețat salariile, dar nu știm. Bun, nori negri de furtună sau fenomene normale? La telefon este analistul și profesorul de economie, Cristian Păun. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! Explicați-ne ce se întâmplă cu aceste numere care ni se par cel puțin îngrijorătoare. În primul și în primul rând avem o stagnare pe datorie, exact cum ați spus dumneavoastră. Elementele care, să spunem așa, au generat această stagnare în primul trimestru al acestui an sunt reprezentate pe de-o parte de producția industrială care nu merge bine de vreo câteva trimestre încoace. Pe de altă parte vedem această ajustare a consumului ca răspuns la inflație. Omul, în momentul în care a văzut că prețurile au crescut, a început să-și drămuiască consumul, să-și ajusteze consumul astfel încât să se poată încadra cu banii în bugetul pe care îl are. Și atunci avem această stagnare care nu este deloc dătătoare de foarte mare speranță, pentru că bugetul României, mai ales pe parte de cheltuieli, a fost construit o anumită prognoză de creștere economică. Pe de altă parte, veniturile cu care am pornit la drum au fost și ele foarte mult supradimensionate și în momentul de față presiunea pe deficitul bugetar este enormă, ceea ce ridică semne grele de întrebare cu privire la atingerea acestei ținte de deficit, adică în continuare o să avem presiune inflaționistă, în continuare o să avem presiune pe dobânzi, pentru că guvernul, ca să finanțeze deficitul pe care nu îl poate tempera, concurează pe piață cu companiile private în finanțarea acestui deficit. Iar inflația, de asemenea, reprezintă o problemă care este legată de deficitul excesiv, pentru că el este pe datorie, adică guvernul nu se încadrează în resursele pe care le are, aduce din viitor resurse suplimentare care contribuie în final la cererea care există pe piață. Pe înțelesul nespecialiștilor, ce credeți că urmează? Cum ne-ar putea afecta pe fiecare dintre noi evoluțiile astea? Urmează o perioadă, din punctul meu de vedere, de prudență pentru toată lumea, mai ales pe parte guvernamentală ar trebui foarte multă prudență. Vedem zilele acestea, pe bună dreptate, colegii profesori că ies în stradă, pentru că ei au fost tot timpul puși la coadă în tot ceea ce înseamnă resurse alocate sectorului de educație. Se dorește foarte multă performanță dinspre educație, dar de preferabil această performanță ar trebui să se facă cu muncă benevolă. Dar, pe de altă parte, există acest risc al spiralei inflației salarii, în sensul că guvernul generează acum o creștere de salarii, care apoi se va vedea în continuare în inflație, care va fi motiv mai departe de a mai genera încă o dată creștere de salarii și tot așa. Adică există riscul în momentul de față ca noi să ducem acest fenomen al inflației ceva mai mult în spinare decât țările din jur. Evident, nu e un lucru foarte bun din toate punctele de vedere. Vreau să vă întreb apropo. Am făcut o mențiune, m-am referit la legea responsabilității fiscal-bugetare, care presupune anumite acțiuni
în principiu, responsabilitate fiscal-bugetară. Cum estimați șansele ca guvernarea să intre într-o zonă de restrângere a cheltuielilor, având în vedere că suntem înaintea unui an electoral foarte important? Este, cred că, cireașa de pe tort, sau, ca să spun așa, este elementul care, cu siguranță, ne împinge și mai departe înspre a fi reticent că se întâmplă ceva. Vedem acum cu rotativa, dar rotativa ar trebui să reducă cel puțin 4-5, dacă nu mai multe ministere, agenții guvernamentale și așa mai departe. E bine, nu se întâmplă cu foarte mare ușurință acest lucru, e mai degrabă fiu și vai și ceartă, gâlceavă, poate chiar motiv de rupere a coaliției. Da, e destul de complicată situația, pentru că, repet, politicianul are tentația să acționeze politic și nu logic, nu sau în concordanță cu situația economică precară și complet dezechilibrată pe care o are România în momentul de față. Mulțumesc foarte mult pentru explicații. A fost în direct în Deșteptarea analistul și profesorul de economie, Cristian Păun. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.